Din nou, dați cinste cuvântului sfânt, fiecare cuvânt din psalmul acesta. Nu vă grăbiți când citiți Sfânta Scriptură. E cuvânt inspirat de Duhul lui Dumnezeu. El devine viu pentru tine dacă inima ta îl caută. Psalmul 25. La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, că sunt veșnice. Nu-ți aduci aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci aduci aminte de mine, după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Toate cărările Domnului sunt în durare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, că căci este mare. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Legământul făcut cu El le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul. Căci el îmi va scoate picioarele din laț, privește-mă și ai milă de mine, că sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din ecazul meu, uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă toate păcatele mele vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. păzește sufletul și mă Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea. Când îmi pun nădejdea în tine, izbăvește Dumnezeule pe Israel. Din toate necasurile lui. Amin. Amin. Te-ai regăsit în acest săl. Toți ar trebui să ne regăsim în el. Doamne binecuvintează acest cuvânt pentru mintea și inima noastră. Ne-am adunat aici nu să ne facem mai răi, ci să ne facem mai buni. Și vrem să plecăm acasă, iertați, convinși. Că bunătatea ta este cu noi. De aceea suntem gata să ne înveți. Tu iubești o inimă învățabilă. Și noi toți vrem să avem astăzi o inimă gata să înveți. De aceea Duhul tău să fie liber în voie, să ne vorbească tuturor și să mântuiască. Pentru că te rugăm în numele Mântuitorului Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Mesajul acesta este continuarea despre cum să descoperi voia lui Dumnezeu pentru tine. Dimineața am încercat să definim întâi voia lui Dumnezeu. Acum trebuie să știți că Dumnezeu nu se poate defini corect, absolut. Orice definiție noastră orice încercarea noastră de a-L explica pe Dumnezeu este parțială, este incompletă. E nevoie de un ajutor de sus. Noi nu-L vom putea înțelege sau explica pe Dumnezeu nici cu ajutorul rațiunii și nici cu ajutorul exclusiv al experienței. Pe lângă minte și pe lângă inimă avem nevoie de revelație, de descoperire de la Dumnezeu, care nu intră în nicio categorie umană. De aceea, credința noastră nu este o credință pur rațională sau pur experiențială. Este o credință care implică rațiunea și experiența, dar care, în final, se supune, se subordonează. Revelației Dumnezeu. Dumnezeu credem noi că ni s-a descoperit. Noi putem cunoaște voia lui Dumnezeu pentru că El ne-o descopere, nu pentru că noi avem capacitatea în noi înșine să o cunoaștem. Dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu să ne descopere ceva din voia Lui, n-am pricepe nimic vorba Apostolului Pavel, am fi cei mai nenorociți dintre toți oameni. Dar slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a vorbit. Dumnezeu ne-a vorbit în mai multe feluri, spune în Evrei, capitolul 1. De exemplu, Dumnezeu ne-a vorbit prin proroci, în vechime în special. Dumnezeu ne-a vorbit în cele din urmă prin Fiul Său, Iisus Hristos, care este revelația supremă. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este descoperirea supremă, ultimă a lui Dumnezeu. Tot ce vrei și trebuie să cunoști despre Dumnezeu îți este dat în Isus Hristos. De aceea Domnul nostru Isus Hristos este centrul închinării noastre, centrul vieții noastre intime, de părtășie. Ne rugăm în numele Lui, chemăm numele Lui peste noi. Pentru că este Dumnezeu întrupat venit printre noi. Dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, vei ajunge să o cunoști. Dar ai nevoie pentru aceasta de descoperire. De aceea, voia lui Dumnezeu nu se poate înțelege rațional pur. Nu se poate înțelege numai experiențial. Că așa am trăit, așa am avut niște sentimente. Sentimentele te pot păcăli. Rațiunea te poate abandona. Este și o vorbă în limba română că uneori mintea-minte. Nu poți să faci din rațiune și nici măcar din trăirile tale autoritatea finală în probleme de credință, de cunoașterea lui Dumnezeu, a cunoașterii Voii lui Dumnezeu. Dincolo de rațiune și dincolo de experiență este Revelația descoperirea. Și de aceea ca să cunoști voia lui Dumnezeu, tu trebuie să înțelegi că este un proces. Nu este ceva instant, puși din deget și gata apare voia lui Dumnezeu să o cunoști dintr-o dată. Vei cunoaște etape în dezvoltarea voii lui Dumnezeu, a planului lui Dumnezeu în timp. Da, e un proces ți se dă un cadru general în care tu trăiești, în care voia lui Dumnezeu s-a descoperit, dar ca să ajungi să cunoști specific voia lui Dumnezeu pentru tine, asta înseamnă un proces de sfințire, de luptă spirituală chiar. De aceea sunt total împotriva celor care încearcă să dea surogate credincioșilor. Așa lucruri ușoare, ca și cum cineva poate el singur să ajungă să caute voia lui Dumnezeu pentru tine, pentru tine și pentru tine. Nu cred în aceștia. Sunt invenții. Nu, există acest lucru. Voia lui Dumnezeu se descoperă ca un proces. În procesul sfințirii cauți și găsești voia lui Dumnezeu. Psalmul 25 asesizat în acest sal, cum David vorbește despre procesul de descoperire. Doamne, arată-mi tu căile tale, învață-mă cărările tale. Nu vine deodată. Psalmul 143, versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă căluzească pe calea cea dreaptă. Da, Duhul este acolo. Dar tu trebuie să fii învățabil. Voia lui Dumnezeu se învață. Cine îți dă impresia că el știe oricând voia lui Dumnezeu, că el, așa, în de unul singur în voia lui Dumnezeu, nu cred că este biblic, nici sănătos spiritual. În acest cadru, Însă credem că Dumnezeu se poate descoperi într-un mod specific fiecăruia dintre noi. Având această bază, dimineață am abordat anumite posibilități sau mijloace prin care Dumnezeu ni se descoperă. Am stabilit că există o voie ascunsă a lui Dumnezeu, pe care nu o să o cunoaștem niciodată. Niciodată. Noi nu putem pătrunde în esența Dumnezeirii, a vieții Dumnezeiești. Ce putem noi cunoaște este doar dacă El ni se descopere. De aceea există o voie ascunsă, decretară, Adică o voie care a decretat anumite evenimente, un plan care se derulează și se va împlini. Pentru că nimeni nu poate să se opună planului lui Dumnezeu. Ce el a determinat, aceea se va împlini. Asta e voia decretivă. Nu o cunoaștem. Dar există o altă parte a Voiei lui Dumnezeu, voia descoperită despre care vorbeam. Voia revelată pe care o poți cunoaște. Totul depinde însă de sfințirea ta și de a folosi mijloacele pe care Dumnezeu ți le-a pus la îndemână. Care sunt aceste mijloace? Le-am împărțit în trei categorii. Întâi, Prima categorie, am pus-o sub umbrela părtășiei cu Dumnezeu. Există mijloace prin care poți cunoaște voile Dumnezeu datorită părtășiei intime cu Dumnezeu. Și aceste mijloace au fost Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea și mărturia lăuntrică a Duhului Sfânt. Acestea le poate avea și sunt la îndemâna fiecărui credincios. Sunt cele mai importante mijloace. Când ai părtășie cu Dumnezeu, adică când comunici cu Dumnezeu, când te sfințești și El îți vorbește, o face prin cuvânt, adică principiile biblice care sunt aici în Scriptură, în Sfânta Scriptură, sunt la îndemâna ta, doar trebuie să le citești, să studiezi cuvântul. În al doilea rând, prin rugăciune, o comuniune și o comunicare în același timp cu Dumnezeu. Este un har să poți vorbi cu Dumnezeu și El să-ți vorbească ține. Este ca, este ca și cum Dumnezeu te invită și pe tine la a mâna carul istoriei. Rugăciunile noastre sunt participative. Nu, să nu crezi vreodată că rugăciunea ta schimbă ceva în planul lui Dumnezeu, nu? E doar o impresie pe care o avem uneori, planul lui Dumnezeu, acea voie ascunsă, aia nu o putem cunoaște, ea nu se modifică. Se modifică însă procesul prin care, în care noi putem participa și rugăciunile noastre sunt o invitație la a lucra împreună cu Dumnezeu, la a fi conlucrător cu Dumnezeu. Și nu contează dacă schimbe, se schimbă ceva sau nu se schimbă ceva pentru că tu te rogi. Important este că Dumnezeu ți-a dat harul să te rogi. Și rugăciunea întâi te schimbă pe tine. Și îți face onoarea ca să conlucrezi cu Dumnezeu. Așa trebuie să vezi rugăciunea. Nu pentru că ești tu cineva. Da, împreună cu Dumnezeu se mișcă lucrurile și Dumnezeu are nevoie de rugăciunile noastre. De aceea tot ce facem aici, în biserică, mai ales când ne unim împreună și mijlocim în anumitea Dumnezeu, contează în economia lui Dumnezeu. Dar cu toată smerenia trebuie să o spunem că toate aceste rugăciuni se aliniază doar planul lui Dumnezeu. Nu noi suntem Dumnezei. Noi cerem lui Dumnezeu să facă ceva ce El deja în înțelepciunea lui a hotărât. Noi nu cunoaștem acest lucru, dar suntem bucuroși și mulțumitori, onorați că ne acceptă să fim conlucrători cu El. Și apoi e nevoie de mărturia la Duhului Dumnezeu. Când faci anumite decizii, când iei anumite de decizii în viață și faci anumite acțiuni, să ai pace. În sufletul tău, pacea lăuntrică dată de Duhul lui Dumnezeu. Să nu iei niciodată decizii mari în timp de criză, când nu ești bine, pentru că atunci faci greșelile inerente tensiunii din viața ta. Ia decizii atunci când pacea Duhului s-a stabilit, a rămas în viața ta. Dar acestea, vedeți, sunt mijloace datorită părtășiei cu Dumnezeu. De aceea insistăm foarte mult pe părtășie. Și părtășia nu înseamnă doar tu în cămăruța ta. Părtășia înseamnă noi împreună. Venim la oaltă, la casa Domnului, să ne împărtășim, să ne protejăm unii pe alții, să cunoaștem prezența și puterea lui Dumnezeu împreună mai mulți. Foarte multe rugăciuni pe care le auzim arată acest aspect: că singuri suntem neputincioși adesea. Când venim însă la oaltă, Dumnezeu își demonstrează credincioșia și se uită la noi ca la trupul lui Hristos, ca la biserică. Și ascultă toate aceste rugăciuni care vin de la toți și este o altă forță, o altă putere. Dumnezeu are nevoie în acest sens de biserica lui ca să facă lucrări mari. De obicei, biserica când se strânge și se roagă, trebuie să-și aleagă obiective mai mari decât cele mărunte de zi cu zi. Sunt lucrări excepționale pe care biserica trebuie să le facă ca și parte a providenței lui Dumnezeu. Dincolo însă de această părtășie, avem alte mijloace pe care Dumnezeu ne le-a pus la îndemână. Și am să trec la a doua categorie. Le-am pus toate sub termenul de providență. Există mijloace prin care poți cunoaște voia lui Dumnezeu și care sunt asigurate de providența lui Dumnezeu. Pentru unii credincioși, cuvântul providență e străin. Vine de la un cuvânt latinesc, provedere, a vedea înainte. Este un atribut esențial ființelor raționale, să știți. Noi și oamenii, nu mă refer doar la Dumnezeu, pentru că și noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu și avem rațiune, voință, sentimente, noi oamenii putem acționa nu doar cu o gândire imediată, ci cu o gândire mai dinainte. Să anticipăm evenimente. Asta este capacitatea unei ființe personale. Noi putem... Să anticipăm, să pregătim, să supraveghem derularea unui proces, dacă dorim să obținem un rezultat. Asta numai ființele raționale pot să o facă. Acasă avem o pisică. O cheamă Maia. Această pisică face parte din viața familiei noastre, dar trăiește din instinct. Ea nu planifică lucruri în avans. Ne-ar plăcea. E un animal. Așa are limitele ei. Doar ființele raționale pot anticipa, pot pregăti în vederea obținerii unui rezultat dorit. Ați înțeles exemplul meu? Când vorbim despre Dumnezeu că lucrează providențial. Înseamnă că Dumnezeu pregătește, anticipează evenimentele care au loc în acest univers și în istoria omenirii chiar. Nu sunt întâmplare. Nu sunt datorite unui instinct transcendental. Unei șanse. Pentru noi, credincioșii, n-ar trebui să existe și să folosim întâmplare șansă noroc pentru noi este providență e har e acțiune dumnezeu nu este surprins de evenimentele pe care noi le facem de aceea noi credem în providență pronia divină da dumnezeirea Puterea Dumnezească. Acest, aceast, a, acest atribut asociat divinității vrea să ne spună că Dumnezeul nostru care a creat întreg Universul, care a demarat istoria aceasta în care suntem integrați și noi, păstrează în existență tot ce a creat El. Asta înseamnă că Dumnezeul nostru este implicat în creația Lui că Dumnezeu nu a abandonat creația după ce a adus-o în existență, cum spuneau deiștii cândva. Dumnezeu protejează, vedeți, întreaga creație materială împotriva distrugerii. El asigură ființarea, pentru că natura, materia nu se poate auto -ntreține. Mai mult de atât, Dumnezeu nu numai că întreține tot ce a creat, Dumnezeul nostru colaborează cu toate puterile secundare după legile lor de operare. Puterile naturii, forțele care există în această natură, nu lucrează prin ele însele. Dumnezeu este la lucru în fiecare act, eveniment al acestei creații. El energizează creația și creaturile să lucreze în mod specific pentru atingerea unui scop. Pentru că totul a fost creat de El, ființă personală, rațională, perfectă, infinită, desăvârșită. De aceea noi credem că prin această putere providențială, Dumnezeu, Creatorul, direcționează toate lucrurile spre un scop final. Dumnezeu se manifestă pe sine, în acest univers. Și toate au un scop. Crestul lucrul acesta. Asta ar trebui să crezi ca și creștin, credincios adevărat. Nu este nimic la întâmplare. Unii vorbesc despre coincidențe. E un termen pe care îl folosim, să zicem, natural, dar îmi place cum a definit cineva coincidența. În Universul lui Dumnezeu, coincidența înseamnă când Dumnezeu a decis să rămână anonim. În aparență sunt coincidențe, fără sens lucrurile, dar nu. Dumnezeul nostru are un scop și are un plan. Există o rațiune pentru orice, chiar și atunci când ne doare. Deci, în acest context al providenței lui Dumnezeu, Poți găsi voia lui Dumnezeu? O, da! Pentru că există o providență. Tu ai deja mijloace prin care poți cunoaște voia lui Dumnezeu. Și am să vă enumăr câteva, n-am să stăruiesc asupra lor pe mult. Primul exemplu sunt circumstanțele sau împrejurările. Dacă tu crezi că Dumnezeu este suveran și că toate au un scop pentru că sunt create, totul este creat și tu ești creat de o ființă rațională, perfectă. Înseamnă că trebuie să crezi cu adevărat ce spune Pavel în Romani 8 cu 28. Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Noi folosim acest termen mai ales în timp de suferință, dar nu este doar referitor la suferință. Textul acesta, dacă îl credem, vrea să spună că toate evenimentele, dacă le iei izolat, n-au sens. Dacă le iei împreună, primesc sens. Împreună ele dau sens vieții tale. Și asta trebuie să cauți. Nu trebuie să-ți explici fiecare eveniment în parte. Și aici facem greșeli. De exemplu, mi-e greu să dau acest exemplu, dar îl voi da de dragul înțelegerii. Prima mea soție a murit într-un accident de mașină. Mașina a fost condusă de băiatul meu. Trei zile înainte de căsătoria lui. Au un accident. Soția moare pe loc. Băiatul este rănit grav, dar a supraviețuit. Am auzit vestea aceasta când eram în altă parte. Ce credeți? Ce a fost? Un accident dacă te uiți și dai, vrei să cauți vinovați, poți găsi vinovați. Aproape la orice lucru. Încep cu tine. Dar a fost un accident. N-a fost premeditat. Accidentul este când un eveniment are loc fără să-l programezi. Fără un obiectiv anume. E accident. În schimb, există evenimente pe care le programăm. Ele sunt incidente, nu accidente. Ele sunt evenimente cu obiectiv. Nu pot să, și n-am făcut-o niciodată, să vorbesc împotriva băiatului meu pentru că a făcut un accident. Nu pot să mă răstesc la Dumnezeu și să-i spun, Doamne, de ce ai îngăduit un astfel de accident? Dacă tu privești de sus viața, așa cum învățăm acum, acel accident nu are neapărat un vinovat. Nu trebuie să-ți dai explicații neapărat. Ci trebuie să te ridici deasupra și să înțelegi că Dumnezeu l-a îngăduit în planul său, chiar dacă nu-l poți explica, să crezi că toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Aici este pasul credinței. Aici este ceva ce numai tu cu Dumnezeu poți trăi. N-ai nevoie de explicații. Nici nu căuta explicații la toate circumstanțele din viața ta. Crede însă că în providența lui Dumnezeu, chiar dacă nu ai explicații în detalii la fiecare eveniment, Dumnezeu își duce planul la îndeplinire și este cel mai bun plan. Planurile noastre nu sunt mai bune ca planul lui. Există evenimente, circumstanțe, împrejurări care nu mai sunt sub controlul nostru și trebuie să acceptăm acest lucru. Dacă nu accept, sfârșește în ateism, în agnosticism, te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, cum fac mulți, foarte mulți tineri. Pentru că nu pricep pe moment niște lucruri cum ar vrea ei. Dar asta arată o imaturitate. În viață, după ce parcurgi viața aceasta, vei înțelege că nu poți controla totul, că n-ai răspuns la toate și că cea mai bună atitudine este de smerenie. Și să accepti că Dumnezeu știe mai bine decât tine. Noi totdeauna dorim ceva mai bun, ne facem partea noi trebuie să ne facem partea în planul lui Dumnezeu. Dar fi pregătit ca oricând Dumnezeu se interfereze cu viața ta, cu planurile tale. Dumnezeu poate oricând interveni în lumea Lui. De aceea, mi-e drag versetul, versetele pe care le spune Iacov în uh, capitolul uh, 4, Mereu m-am gândit la ele. Iacov, capitolul 4, versetele 13 la 15. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va duce ziua de mâine? Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Putem noi să spunem așa? Ne-am obișnuit noi să-i dăm credit lui Dumnezeu? În, împotriva circumstanțelor, adică pe care noi sigur nu le putem explica. Cu alte cuvinte, eu îmi fac partea, eu planific lucrurile, mă rog, cred, dar trebuie să lax loc intervenției providențiale a lui Dumnezeu, oricând. Pentru că de aceea este Dumnezeu. Până și apostolii au experimentat acest, această schimbare de planuri. Au vrut să meargă într-o cetate, Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit și nu le-a dat voie. Nu le-a dat voie. Pentru că Duhul lui Dumnezeu când este în tine, îți arată, îți deschide sau îți închide anumite uși. Îți dă răspunsuri, dar îți lasă și loc pentru întrebări. Niciodată însă să nu pui circumstanțele peste Cuvântul lui Dumnezeu. Până și împrejurările care vin peste tine trebuie să fie subordonate Cuvântului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate să lucreze prin circumstanțe. Uită-te atent la ele. Circumstanțele, împrejurările însă nu sunt determinante ele sunt orientative. Ele sunt acolo ca să-ți arate niște direcții, nu neapărat detalii în viața ta. Dumnezeu însă poate lucra prin anumite împrejurări. Și poate să-ți închidă uși, poate să-ți deschidă uși. Nu-L condamna pe Dumnezeu, obișnuiește-te să-i dai credit Dumnezeului tău. Și vei vedea că vei face din împrejurări, partenerul tău de viață. Pentru că ele sunt parte a providenței lui Dumnezeu. Unui plan care se dorulează, pe care Dumnezeu îl alimentează, și oricum se va împlini. Fii înțelept așadar, și fi smerit și integrează aceste împrejurări. Și cred exact ce spune Pavel: că toate lucrurile lucrează împreună, nu separat, împreună, spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Am un al doilea exemplu. Consilierea matură pe care poți să o primești din partea credincioșilor maturi. Acum, Consilierul nostru suprem este Duhul Sfânt. Noi pe El îl avem întotdeauna de partea noastră. Cu El ne consultăm. Și El ne poate învăța adevărul. Dar, în providența lui Dumnezeu, El ne-a pus la îndemână nu doar împrejurări, ci și oameni. Oameni maturi în credință care pot să ne ajute. Ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru noi. De obicei, trebuie să-ți alegi oameni maturi în credință, adică cei care cunosc Sfânta Scriptură, care au experiență de viață, care sunt gata să te asiste. Bisericile au nevoie de acești oameni maturi, de mentori, de vizionari dar trebuie să vă spun că și oamenii aceștia sunt oameni și pot greși. Deși în providența lui Dumnezeu ei sunt la îndemâna noastră, creditul pe care îl dăm acestora este mai puțin decât dăm cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu sau rugăciunii intime sau mărturie la untul cea Duhului Sfânt. Dar avem nevoie de astfel de oameni matur lângă noi. De exemplu, dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu pentru o lucrare spirituală, apelează la astfel de oameni maturi. Întreabă-i ce părere au despre tine, despre darurile pe care le ai. Sau poate că ai vrea să faci o lucrare și nu-ți cunoști darul. Un om matur în credință poate să-ți spună, din câte te cunosc, acesta este darul tău. Și nu forța acolo unde ai vrea tu. Și crezi că ai tu un Lasă-l pe cel matur în credință să te judece. O astfel de consiliere, să știți, depășește granițele psihologiei moderne. Nu vreau să fac o polemică acum între consilier. Și mentorul creștin. Dar modul în care un creștin matur te conciliază, adică te ascultă, vrea să te ajute, este diferit pentru că metodele lui sunt diferite. Toți oamenii mari al lui Dumnezeu să știți că au avut mentori. Pe mine mă îngrijorează liderii care n-au mentori, care cred că ei știu tot. În mod normal, bisericii ar trebui să supravegheze toți liderii bisericii, dacă au sau nu mentor, căruia să-i dea socoteală de viața lor. Da, avem nevoie de ei, de sfatul lor. Nu este deasupra sfatul mentorului, nu este deasupra cuvântului lui Dumnezeu, dar poate să te ajute. În final, tu vei decide. Dar ai nevoie de acești mentori, de acești duhovnici, de acești oameni ai credinței care să te ajute. Însă nu ei sunt cuvântul final în viața ta. Până și mentorii trebuie verificați prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. S-ar putea unii să-ți dea un sfat dintr-o experiență personală și să nu fie în conformitate cu principiile biblice atunci principiile biblice decid și nu sfatul mentului, oricât de dragă ți este și oricât de bine sună sfatul lui. Dar este posibil. Aici am cu un cuvânt pentru tineri. Vrei să te căsătorești? Bine faci! E biblic și sănătos. Dar ce am observat iarăși, este că tinerii nu își consultă părinții. Am trăit și acest lucru în viața mea, din păcate. Copiii nu îi consideră pe părinți adesea mentorilor. E o mare greșeală. Pentru că cel care te cunoaște mai bine și care ți-a dat sfatul cel mai bun e părintele tău, care te-a crescut te cunoaște în toate părțile. Cum e posibil să iei decizii mari în viață fără să nu te sfătuiești cu părinții tăi? Sigur, mă refer aici la părinți credincioși, cu frică de Dumnezeu, înțelepți, nu mă refer la excepții aici. Dar această reticență a tinerilor față de sfatul părinților, îi poate costa greu pe unii dintre ei. Făți din părintele tău primul mentor. Și va fi bine de tine. Mai există un domeniu aici în providența lui Dumnezeu, prin care putem cunoaște voia lui Dumnezeu. Ne-am uitat la împrejurări, ne-am uitat la mentor sau la oameni maturi în credință, Există o categorie pe care am pus-o sub titulatura de semne supranaturale. Hmm, sunt sigur că abia așteptat să vă spun ceva despre aceste semne, dar de la început vreau să vă spun că ele intră într-o zonă secundară a cunoașterii voiei Dumnezeu. Ce a fost mai important deja știm. Când ai părtășie cu Dumnezeu, prin cuvântul sfânt, prin rugăciune, prin relația intimă cu Duhul lui Dumnezeu, când te uiți atent la circumstanțe și când consiliezi, când ceri sfatul celor maturi în credință sunt primele și cele mai importante mijloace de a cunoaște voia lui Dumnezeu pentru tine. Venim și asemenea adevărat, pentru că este posibil în Biblie citim despre astfel de semne supranaturale. Dar toate aceste semne care vin de la Dumnezeu n-au venit în urma unei stăruințe a omului, ci ca inițiativa lui Dumnezeu. Semnul vine pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească în mod special. Nu pentru că tu insiști, Dumnezeu ți-a pus deja la dispoziție suficiente mijloace, curate, pline de putere, prin care să cunoști voia Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu poate să folosească, așa cum a făcut-o mai ales în vechime, anumiți profeți, anumiți proroci, care în special să știți că prorocii au fost reformatori spirituali. Ei nu se ocupau numai cu a prezice un viitor. Nu, acești profeți aplicau legea Domnului, supravegheau aplicarea acestei legi în popor, chemau poporul la legăminte noi. Profeții falși erau cei care își prezentau propriile păreri și visuri drept profeții. Și Dumnezeu i-a pedepsit. Profeții adevărați depindeau în totalitate de Dumnezeu. Erau ei sfinți, se sfințeau ei întâi și apoi mergeau spre popor ca și poporul să se sfințească. Și profeții se supuneau principiilor cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Deci, dacă cineva are o profeție, un cuvânt de la Dumnezeu special, pentru că asta este o profeție, trebuie să vezi dacă această omul care îți aduce profeția îndeplinește criteriile. Și care sunt aceste filtre? Unu. Tot ce spune să fie conform Cuvântului lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu aceasta. N-are cum să spui ceva împotriva Cuvântului. De aceea, noi oricând putem verifica pe cineva dacă spune sau nu adevărul prin Cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând. Caracterul. Profetul trebuie să fie om de caracter, un om curat, sfânt, înainte lui Dumnezeu. N-ai cum să zici că ai cuvânt de la Domnul și tu trăiești în păcat. Și-ți umblă ochii în toate părțile, mai ales pe bani, pe faimă. Caracterul definește profetul adevărat. Sunteți de acord și cu asta? Sper. Cuvântul, caracterul, 3. Comunitatea. Orice profet trebuie să se supună comunității din care face parte, să fie trimis de comunitate și verificat de această comunitate. Cui de socoteală el? Nu cred în astfel de vizionari, profeți, proroși din aceștia independenți. Nu există așa ceva. Și dacă este un dar, spuneți zidirea bisericii. Biserica trebuie să fie zidită, bisericii trebuie să-i dai socoteală. Ca și noi, toți predicatori, Toți prorocii, predicatorii, evangeliști, misionarii, învățătorii, toți dăm socoteală bisericii. Biserica confirmă sau nu dacă lucrarea cuiva este autentică sau falsă. Și mai am un criteriu. Cuvântul. Caracterul, comunitatea și conformitatea, adică împlinirea profeției. Că sunt mulți care au cuvinte de la Domnul, dar nu se împlinesc. Trebuie să verificăm dacă s-a împlinit sau nu. E conform cu ceea ce a spus sau nu. Da, Dumnezeu poate să ne vorbească prin oamenii speciale ai Lui. În vremuri speciale, când Dumnezeu ia inițiativa, nu când programăm noi. Noi nu-L programăm pe Dumnezeu. El ne programează eventual pe noi. Și când ai un gând de la Domnul pentru cineva să fie conform cuvântului, cel care o dă mesajul să fie de om de caracter, să fie supus autorității comunității și să verificăm dacă s-au împlinit toate acele cuvinte. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da. Dar pentru că mai am încă un cuvânt de final, o a treia categorie, trebuie să încheiem partea aceasta de providență. Da, Dumnezeu poate să-și descopere voia lui în părtășie. Prin providența lui, ce am vorbit acum, în împrejurări, oameni plini de credință și maturitate, semne, da. Dar mai există ceva. Încă o modalitate prin care Dumnezeu poate să-și descopere voia față de tine. O ignorăm adesea. Și anume am pus-o sub forma aceasta. Dumnezeu își poate descoperi voia prin personalitatea ta. Poate te va surprinde. Dar cu toate, toată grija voi vorbi despre acest lucru. Și anume, aici mă refer la faptul că Dumnezeu îți respectă personalitatea. El te-a creat, ăsta ești tu, asta ești tu. Și Dumnezeu te iubește așa cum ești. Cu coeficientul tău de inteligență mai mic sau mai mare. Că ești mai în vârstă sau mai tânăr. Mai citit sau mai puțin citit. Mai sănătos sau mai bolnav. Dumnezeu te iubește așa cum ești. El te-a creat. Tu ai o personalitate. Și pentru că ești în viață, astăzi aici înseamnă că Dumnezeu are un plan cu tine. Și că în providența Lui, El te-a inclus și pe tine. Și trebuie să te simți onorat pentru acest lucru. Dar în personalitatea ta, El a pus cel puțin două mijloace prin care îți descoperă voia Lui. Și anume întâi, prin dorinți curate sau dorințe curate. Dumnezeu poate să pună în inima ta dorințe curate conforme cuvântului sfânt și conforme voii morale a lui Dumnezeu. Aceste dorințe trebuie să fie ținute curate totdeauna, sfințite. De aceea așa citesc Romani capitolul 12, versetul 1. Vă îndemn, dar fraților, scrie Pavel, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dorințele tale curate pot să fie folosite de Dumnezeu în a-și descoperi detaliile planului său cu tine. Doar atât. Cere să ai dorință curată, inimă curată. Dorințele tale să fie dorinți solide, pe convingeri solide. Să ai încredințări curate. Și Domnul le va putea folosi pentru călăuzire. Și mai am un exemplu aici. Gândirea curată. Logica, chiar. Dumnezeu ți-a dat minte, trebuie să o folosești. Mulțumește lui Dumnezeu că ai o minte sănătoasă. E un dar de la Dumnezeu. Rațiunea ta are utilitate, e de folos în limitele, desigur, credinței. Dar când iei o decizie să fie rațională, luată în lumina Scripturii. Să poți cu mintea ta decizia aceea să o filtrezi, să o duci în Scriptură să vezi dacă e corectă sau nu. Și decizia ta poate să țină cont de strategie, de plan. Dumnezeu așteaptă să facem planuri. Rețineți ca principiu general că Adevărata călăuzire vine în acțiune. Dumnezeu nu călăuzește oamenii lenești. Trândavi. Sfințește-te, citește, caută, fă strategii, pune dorință curată acolo. Și Dumnezeu va putea folosi personalitatea ta pentru a te călăuzi. Părtășie providență, personalitate. Acestea sunt căile prin care Dumnezeu își descoperă voia față de noi. În mod concret. Cu cât stai mai mult în cu Domnul și crezi în providența Lui, care implică un plan și și tu în el. Și dacă ții viața ta, ființa ta, personalitatea ta curată, Dumnezeu își va arăta voia față de tine. Și va fi o mare bucurie să descoperi că ești în voia Lui. Dumnezeu să ne țină pe toți în voia Lui, care este bună, plăcută și desăvârșită. Nu mai e nicio scuză să spui că n-ai știut să găsești voia Lui Dumnezeu. Toate mijlocile sunt date la îndemâna ta. Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, mărturia Duhului Sfânt. Circumstanțele credincioșii din jurul tău, semnele pe care poate Dumnezeu ți le dă, dorințele tale curate și gândirea ta curată, toate sunt la îndemâna ta. Dumnezeu le-a pregătit pentru tine și pentru mine ca să facem voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să ne supunem cu toată smerenia acestui Dumnezeu. Și să-i mulțumim că e bun cu noi și ne descoperă voia Lui. Ce mare har să fie integrat în planul Lui, în lumea Lui. Totul este a Lui. Și El trebuie să primească toată slava și măreția în vecii vecilor. Amin.